Vrem să te ajutăm să-ți îmbunătățești sănătatea și bunăstarea, motiv pentru care în videoul de azi îți prezentăm principalele beneficii pe care le poți obține consumând usturoi și miere pe stomacul gol timp de 7 zile consecutive. Ascultă în continuare pentru a afla despre ce este vorba. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Usturoiul este unul dintre cele mai populare ingrediente naturale utilizate în gastronomie pe plan mondial, grație aromei sale unice. Acest aliment poate fi combinat cu alte condimente pentru a oferi un gust special preparatelor. Însă, pe lângă faptul că este un aliat de nădejde în bucătărie, usturoiul a fost apreciat timp de secole pentru abilitatea sa de a ameliora diferite boli. Printre altele, usturoiul poate fi utilizat pentru a trata inflamațiile, bolile cronice și infecțiile. O mare parte dintre beneficiile usturoiului se datorează alicinei, un compus activ ce poate ține sub control nivelul de colesterol, tensiunea arterială și alți factori legați de sistemul cardiovascular. De asemenea, usturoiul poate fi utilizat pentru a trata problemele digestive, bolile respiratorii și infecțiile fungice. De fapt, grație efectului său antiinflamator și a conținutului de antioxidanți, usturoiul este un supliment excelent pentru cei care urmează un tratament clasic împotriva artritei, cancerului sau diabetului. Experții în nutriție ne recomandă să consumăm usturoiul crud, astfel încât să profităm de toate ingredientele sale active, pentru a amplifica aceste beneficii și a face usturoiul mai ușor de consumat. Putem să-l combinăm cu miere pentru a prepara un remediu naturist incredibil. Combinați cu beneficiile mierii, compușii de sulf din compoziția usturoiului sunt foarte benefici pentru sistemul circulator. Acest remediu cu usturoi și miere are abilitatea de a preveni formarea cheagurilor și de a fortifica venele, ajutându-ne să evităm boli precum tromboza și varicele. Hipertensiunea arterială este o boală ce poate prejudicia sănătatea întregului sistem cardiovascular. Pentru a o ține sub control în mod natural, încearcă să consumi usturoi și miere pe stomacul gol în fiecare zi. Alicina eliberată atunci când usturoiul crud este zdrobit poate curăța sângele, eliminând excesul de colesterol. De asemenea, acest compus poate ține sub control nivelul de trigliceride. Diverse studii au demonstrat că numeroase boli cronice sunt legate de un dezechilibru produs în organism de inflamații. Combinația de usturoi și miere ameliorează inflamațiile și acționează ca un analgezic natural, fiind utilă celor care suferă de probleme ca artrita, retenția de apă și afecțiunile musculare. Usturoiul și mierea au proprietăți antimicrobiene și antifungice excelente pentru a stimula sistemul imunitar. Ambele ingrediente au abilitatea de a îmbunătăți mijloacele de apărare al organismului împotriva virusilor, bacteriilor și oricărui alt tip de agent patogen. De fiecare dată când tușești din cauza unei infecții bacteriene sau virale, nu ezita să folosești usturoiul și mierea pentru a-ți prepara un sirop medicinal. Acest remediu ameliorează iritațiile și acționează ca un expectorant, stimulând eliminarea flegmei. Toate simptomele răcelilor și gripei pot fi stopate consumând în mod regulat usturoi și miere pe stomacul gol. Această combinație este utilă împotriva virusilor și stimulează producerea de anticorpi responsabili de protecția căilor respiratorii. Consumul de usturoi și miere pe stomacul gol îți va oferi beneficii în funcție de obiceiurile tale zilnice. Nu vei obține rezultatele dorite dacă continui să urmezi o dietă bogată în grăsimi saturate, zaharuri și alte alimente nesănătoase. Scrie în comentarii părerea ta despre acest remediu naturist. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.